Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ești mult mai sociabilă decât capricornii tipici. Înveți rapid cunoștințele și apoi folosești ceea ce ai învățat pentru a înclina pe alții la punctul tău de vedere. Nu îți este frică să exprimi direct tot ce gândești și poți fi nu numai fermecătoare, ci și convingătoare. Oamenii de multe ori nu sunt de acord cu tine, dar de obicei te ascultă la sfârșit. Stilul tău de comunicare este asertiv, dar nu agresiv. Dacă este necesară o abordare diplomatică, atunci este deseori responsabilitatea ta să dezvolți un plan care să fie acceptabil pentru toate părțile interesate. Ești pe deplin și complet absorbit în activitățile tale profesionale. Interesul pentru carieră s-a trezit în tine încă din tinerețe și ești capabilă să faci sacrificii uriașe zlujești cu bucurie pe alții, dar de fapt ești atrasă de aspectele cele mai interesante și neașteptate ale vieții, care de obicei nu implică participarea altor persoane. Odată ce ai auzit chemarea destinației tale, o urmărești ascultătoare. Deoarece cariera este esențială pentru viața ta, trebuie să fii foarte atentă în alegerea profesiei. În acest sens, este foarte important să deții un set de principii etice care să fie în concordanță cu valorile umane tradiționale. Impulsurile de sacrificiu de sine, pe de-o parte, și impulsurile egoiste, pe de altă parte, ar trebui să fie echilibrate, altfel ele pot scăpa de sub control. Semnul zodiacal capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități muncă grea, seriozitate, claritate, constrângere, intenție, bună credință, independență. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine, dorința de a subordona toate regulile și regulamentele. Planeta este favorabilă pentru profesiile din sectorul agricol, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este lună. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de sentimente. Principala diferență între tine și ceilalți reprezentanței semnului Capricorn este sociabilitatea și deschiderea. Ești un vorbitor născut care înclină oamenii spre partea care îți convine prin darul persoasiunii și un cuvânt luminos. Ești carismatică și capabilă să convingi. Comunici cu o anumită presiune, pasiune. Dar diplomația și blândețea nu sunt străine de tine deloc, ești o persoană destul de veselă. Cu toate acestea, tu trebuie să te asiguri că ceilalți nu par prea aroganți, în caz contrar se pot întoarce de la tine. În unele situații este mai profitabil ca să-ți micșorezi solicitările și să crești sensibilitatea față de nevoile celorlalți. Cu toate acestea, ești atât de fascinată de propriile tale idei încât rare ori ascult sfatul și avertizmentele celorlalți, prinsă într-o situație care pierde în mod conștient, de regulă, mergi până la capăt și nu te abați și nu schimbi direcția de mișcare. Totuși, la pierderi și eșecuri răspunzi întotdeauna dureros, iar în profunzimile sufletului tău regreți uneori că ai demonstrat încăpățânarea deloc necesară nimănui. Profesia ta sau hobby pot fi foarte neobișnuite. Din acest motiv, alții te pot găsi câteodată extravagantă sau chiar ciudată. În orice caz, rutina tradițională a vieții este inacceptabilă pentru tine. Cu toate acestea, dacă vei întâlni un astfel de partener, care te echilibrează, poți obține fericire pe termen lung. Ești înzestrată cu astfel de proprietăți, o persoană loială, economică, rezonabilă. Într-un anumit tip de probleme, de exemplu, în nivelul propriului tău prestigiu sau al bunăstării materiale, ești foarte meticuloasă și adesea pedantă. Dacă ești din cele dornice să-ți construiești o carieră de succes, vei fi gata să începi o familie la o vârstă matură. Pentru a obține succesul în viață, trebuie să fii capabilă să te abții cu precepere și, atunci când situația o cere, să reduci exigențele față de ceilalți. Atrăgând atenția asupra capacităților tale și, eventual, asupra problemelor, cum afectează data de 12 ianuarie soartata, ești tipul de om care, de la o vârstă fragedă, se dedică unei cariere, ești gata să lucrezi zi și noapte pentru binele societății, să îți pui tinerețea pe altarul timpului, crești pentru a fi un copil ascultător și corect, și din aceste motive lucrezi punând cea mai mare parte a energiei tale în beneficiul omenirii. Pentru tine, este foarte important, cu deosebită grijă și precauție, să îți alegi meseria, în ciuda faptului că tu ești plășită de compasiune față de ceilalți. Partea opusă se înfurie în tine, răzvrătirea și riscul, precum și impulsurile egoiste nu îți sunt străine. Dacă este să compar toate aceste trăsături, care sunt destul de contradictorii, trebuie să îți pun cu toată responsabilitatea, alegerea profesiei îți va marca întreaga viață în bine. În caz contrar, aceste emoții vor scăpa de sub control. Nu ești de fapt capabilă să asculti sfatul altora, chiar dacă tu însă ți dai seama că acțiunile tale vor duce la eșec, nu vei schimba niciodată cursul. Tu suferi extrem de rău, Îți dai seama că încăpățânarea manifestată era inutilă, dar nu o vei recunoaște niciodată cu vocetare, nu poți accepta să dăruiești un loc sub soare altora. Entuziasmul pentru carieră te face să uiți de viața personală, care, într-un fel sau altul, îi tulbură pe cei dragi care așteaptă cel puțin o mică parte din atenția ta, prin urmare, a doua jumătate și prietenii apropiați ar trebui să se alăture muncii tale să fie interesați de domeniul tău de activitate, să devină parte din ea. În caz contrar, îi vei face nefericiți. Te simți uneori vinovată, ceea ce duce la o amortizare a ambițiilor, dar poate chiar duce la depresii pe termen lung. Cine nu înțelege succesiunea acțiunilor tale, va fi mereu nemulțumit, așa că ar trebui să studieze caracteristicile personajului născut la 12 ianuarie pentru a ști cum e mai bine să meargă alături de ce aleasă. Rutina obișnuită a vieții nu este pe gustul tău. Alegerea ta de manifestare este destul de extravagantă, astfel că cei din afară te consideră adesea excentrică, ceea ce nu te deranjează aproape deloc. Îți place să crezi că ești diferită de ceilalți. Dragoste și compatibilitate. Este posibil să-ți fi găsit cu greu cealaltă jumătate. Asta pentru că tu ai principii morale prea mari, care se dezvoltă adesea în tabu. Dacă reușești să te retragi din abstinența ta, tu poți deveni o iubită excelentă, afectuoasă, cinstită și sinceră. Partenerul tău ideal ar trebui să aibă răbdare și moderare, dar nu ar trebui să fie prea liberal, deși ești o persoană puternică, atunci când apare problema de a găsi sortitul, cine ți se va potrivi precum și cel cu care te înțelegi bine, ai nevoie de un sfat. Caută opțiuni printre scorpioni, pești și fecioare. Bine, pot spune că nivelul mediu de 50 la 50% sunt opțiunile pentru a crea o căsnicie fericită cu taurul, vărsătorul și capricornul. Căsătoria este posibilă și chiar destul de reușită, desigur dacă sunteți de acord că nimeni nu va domina în familie. Există câteva variante cu semne de foc, leu, săgetător și berbec, dacă vei uita cuvântul nu, și mai ales dacă poți renunța la o parte din viața ta. Cu balanța și racul, același acoperiș nu este ușor, tu nu vei înțelege acești oameni, iar lor le va fi dor de tine. Locuri de muncă și carieră Dacă te-ai născut în această zi poți face mari sacrificii în favoarea carierei tale. Cel mai adesea, Ideea pentru care lucrezi implică slujirea unui singur stăpân, însă viața dispune astfel încât ajungi să lucrezi pentru binele societății. Trebuie să alegi cu atenție cauza vieții tale pentru a nu face o greșeală enervantă. Este inexplicabil când cheltui atât de multă timp la muncă. Este foarte probabil să te identifici adesea cu o idee publică sau politică, care te capturează astfel încât uneori să uiți completă de viața ta personală. În același timp, te poți concentra pe sine atunci când vezi că propria imagine profesională va contribui la succesul tău profesional, de exemplu, în vânzarea unui anumit produs, furnizarea de servicii individuale, în domeniul relațiilor publice, publicitate și altele, pentru a determina ce vrei să faci. Trebuie să compari principiile tale personale cu standardele morale ale societății și să înțelegi ceea ce crezi că este bun și ce nu este și cât de multe idei diferă de cele ale altora. Echilibrează sistemul principiilor tale, sacrificiul de sine pentru binele altora și egoismul, lucrează și pentru tine. În ce proporții vei combina asta? Cu această întrebare este mai bine să decizi înainte de a căuta un loc de muncă și, în mod ideal, Înainte de a primi o educație profesională, observarea ideilor sociale sau, de exemplu, politice, din moment ce poți fi un politician remarcabil, nu te împiedică să te angajezi în propria ta imagine, concentrându-te asupra personalității tale, sănătate și boli, ai tendința de a ignora starea de sănătate, cu excepția cazului în care începe să-ți amenințe activitățile profesionale, prin urmare, se recomandă examinări medicale regulate, semianuale. Vulnerabilitățile tale sunt dinții și hormonii. Destul de des ai probleme cu dinții. Dezechilibrul hormonal, excesul de greutate sau, din potrivă, anorexia, seborea pot provoca îngrijorare. Ritmul bine gândit al vieții va fi de neprețuit în eliminarea acestor tulburări. O dietă echilibrată cu un conținut ridicat de legume și fructe crude, cereale, cu o limitare a grăsimii și a zahărului va ajuta la îmbunătățirea activității intestinelor. Ca exerciții fizice se recomandă doar plimbări lungi moderate, cele mai utile în aerul proaspăt. Te rog să reții că dacă boala nu este observată și imediat tratată, atunci timpul pentru tratament va dura mult mai mult. Destinul și norocul. În această zi s-au născut personalități extraordinare, ambițioase, decisive și puternice. Tu te îndrepti agresiv spre obiectivele tale și ți atingi, de obicei, obiectivele prin perseverență și capacitatea de a rezista la dificultăți. Ai o viață plină de evenimente, asemănătoare cu o cursă cu obstacole, o luptă constantă pentru supraviețuire. Simți constant nevoia să-ți dovedești superioritatea și abilitatea de a fi pe linie de plutire. Mulți invidioși vor lega intrigi împotriva ta. Dușmanii vor folosi orice greșeală, doresc să te oprească, să te enerveze, să îți provoace probleme. În termeni materiali, vor exista urcușuri și coborâșuri. În relația de familie, vântul rece poate bate în șir. Sfaturi pentru tine. Tu trebuie să depui eforturi pentru a nu pierde pe cei dragi, trebuie să îți reduci cerințele și să -ți încerci să-ți arăți mai clar sentimentele tale calde celor care-ți sunt dragi. arată ți veselia cu care te-a înzestrată natura. Nu trebuie să te forțezi să te simți utilă pentru cei care te înconjoară, pentru că toată lumea devin mai devreme sau mai târziu, dar fără căldura ta, te pot lăsa. În plus față de creșterea profesională în viață există atât de multă frumusețe, trebuie doar să-ți deschizi ochii. Învață să asculți pe cei dragi, pot da cu adevărat sfaturi bune. Fii atentă la viața personală, pentru că dragostea te face fericită nu numai pe tine. Cel sfat îți pot da, încearcă să eviți aroganță în relațiile cu alte persoane. Oamenii nu vor urma o persoană prea arogantă dar îți place să pui masele în mișcare, fii mai atentă la ceilalți, inclusiv colegii, coboară nivelul de exigență, oamenii nu sunt roboți, vor face întotdeauna anumite greșeli, acest lucru se numește factorul uman și nu se poate face nimic în acest sens, creează condiții confortabile, inclusiv psihologice, care să-l ajute pe oameni să fie cel mai bine realizați ca profesioniști. Nu te limita la tine și la ideea ta, oamenii îți pot te da mai multe decât crezi, o altă slăbiciune a ta este o anumită încăpățânare în condiții de nereușită sau ghinion, prinsă într-o situație dificilă, continui să persiști în comportamentul adesea eronat, refuz să arăți flexibilitate, să schimbi ceva sau să modifici. Este mai bine să renunți la nemulțumirile copilăriei și la încăpățânarea asemănătoare nu ci încuiate dacă pui cauza și ideea în prim plan. Dacă este dificil să-ți schimbi tactica și stilul de comportament, asigură-te că există un tovarăș alături de tine, care îți va duce aminte la timp și te va ajuta în acest sens. Aceste lucruri te va ajuta mai târziu să nu regrețe eșecul. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. În te ești un gardian al v trei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, Lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri, pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal, acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.